ziua, dragile mele albinuțe! Sunt eu, Zidana. Astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte interesant și repede de făcut. Niște biscuiți prăjiți. De data asta nu sunt copți, dar sunt prăjiți. Eu aici am două forme. Formele acestea le-am cumpărat de la piață, dar să vând și pe internet. Ei le-am dat pe dânsul 99 de cenți. Sunt foarte, foarte ieftini. Sunt și mai scumpi. Sunt diferite forme. Aceasta este fluturaș și o inimioară. Dar sunt și forme de Crăciun, și forme de Paște și de tot felul. Se fac foarte repede, se fac și săraci și dulci, se fac și cu diferite cremă. Deci, pentru câteva voi încerca astăzi, câteva biscuiți voi avea nevoie. Eu fac întotdeauna din puțin ca să văd cum se primește. Un ou, așa. Am un pliculeț de zahăr, dar la voi pune numai jumate, că deci este numai un ou, numai jumate. Deci am nevoie aici de undeva 3-4 linguri de ulei. Ulei normal, este linguri mici, dar trebuie mare, înseamnă că iese 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 linguri. Deci am nevoie de 50 de miligrame de vodcă, coniac, țuică, ce aveți? 50 de miligrame. Așa, uitați-vă că eu de-am știu cât el este. Așa, aceasta este vodcă. Am nevoie de 4-5 linguri de făină mare. De făină, linguri de astea mari, de făină, am aici făină și am nevoie de 2 linguri de amidon. Amidon de porumb, amidon de cartofi, de care aveți. Eu voi pune astăzi de porumb. Așa, 1, 2, ca să nu se lipească când noi le prăjim sau le rumânim. Și mai am nevoie aici de 2 linguri mari de zahăr. Așa. 2 linguri mari de zahăr și 4 linguri de făină. Da, la făină voi pune numai 2 mai întâi. 1, 2. Așa. Tătă iubirea aceasta, eu o amestec cu blenderul și obțin o pastă. Un picșor de sare, dacă dorim. Eu am pus 2 linguri de făină, dar nu este suficient. Eu vă mai pun încă 2, cum am spus, 4. 1 și încă 2. Așa. Și un strop de sare. Amestecăm iar tot și iubirea asta din nou și vă arăt ce se primește. Deci am amestecat puțin și adaug un pic de sare, nu mult, foarte puțin, dar foarte. Sau dacă nu doriți sare, nu-i puneți. Și undeva 2-3 grame de praf de copt. Fiindcă noi nu uităm că cantitatea este dintr-un ou. Nu mai mult. Și iar din nou amestecăm și să vedem ce am obținut. Deci deja eu am obținut pasta mea. Uitați-vă că s-a primit o pastă ca de clătite. Și o răsturn într-un bol. Dacă ați făcut pasta puțin mai groasă, puteți adăugați 20 de miligrame de lapte. Așa. Și deci începem a prăji biscuiții noștri. Puteți să-i facem și de ciocolată, puteți să-i facem și cu cacao. Deci revin la prăjitul biscuiților. Deci pun tigaia pe plită, lasă să fie tigaia curățică, să nu fie cu ulei. Adaug undeva cam 200 de miligrame de ulei, încălzesc uleiul bine. Deci am încălzit uleiul, am dat drumul la forme, se încălzească tot aici în tigaia noastră, că noi pe urmă după ce sunt fierbinți, adăugăm forma puțin, puțin în consistența noastră care am obținut-o și să vedem ce se primesc. Până când se încălzesc,
Noi nu uităm că uleiul trebuie să fie foarte bine încins, foarte, foarte bine, ca să încălzească și formele. Formele astea sunt, se desfac, scoate acul acesta și spune alte forme care le ai. Uleiul trebuie să fie foarte bine încins și hai încă puțin, câteva secunde lăsăm și să vedem ce se primește. Deci uleiul nostru s-a încins foarte bine, da? Și începem a prăji, deci, biscuiții noștri. Lăsăm puțin în aluat, puțin, ca ei se prindă. Așa, încă puțin. Și ei se desprinde foarte, foarte repede, uitați-vă, da? Și noi întoarcem puțin. Acesta este un fluturaș. Așa. O mai lăsăm puțin. Până când scoace asta, facem încă o inimioară. Lăsăm puțin în aluat, că se prind bine. Da? Și așa. Deci aceasta prima biscuiță deja este gata. O scurgem pe o tavă de foaie. Asta îi dăm drumul. Așa. Că ea iesă, acestea se încălzesc un fluturaș, haiară, lăsăm puțin ca ea se prindă de formă, așa, ea se prinde singuric, uitați-vă cât e repede, așa, pe aceasta o luăm, ele se vor întări, uitați-vă că aceasta prima deja s-a întărit, așa,